De-a lungul anilor, clădirea Muzeului Chihlimbarului din Colț s-a deteriorat și nu mai îndeplinea condițiile necesare pentru expunerea și păstrarea colecției care aparține Muzeului Județean. Consiliul Județean a preluat clădirea și va aloca sumele necesare pentru reabilitarea și modernizarea muzeului de la Colț. S-au făcut practic toți pașii. De ce s-au făcut toți pașii? Știți foarte bine, clădirea a trecut din patrimoniul Consiliului Local Colți în patrimoniul județului Buzău. Noi, la rândul nostru, că așa era firesc, am dat-o în administrare Muzeului Județean pentru că ei sunt beneficiarii. Imediat după ce lucrurile vor intra, să zic așa, într-o oarecare normalitate cu bugetul, cei de la Muzeul Județean vor începe să lucreze la un mic proiectel și la lucrările de reabilitare ale acelei clădiri. Pentru început vor fi necesare intervenții la acoperiș, la structura de rezistență din lemn și la elementele ornamentale, dar și la scările din lemn aflate într-o stare avansată de degradare și la curtea interioară. Ce vă pot eu spune? Că este un lucru important. Clădirea va fi reabilitată, trebuie destul de mulți bani. În primul rând trebuie să rezolvăm problema, eu știu, la grupul social, curte, încălzire și așa mai departe. Dar cu sprijinul nostru, muzeul cu siguranță va pune în valoare acea clădire, iar colecția chiar nu va avea de suferit, pudele mele de rigoare, adică din punct de vedere al condițiilor în care trebuie să fie expusă și depozitată. Și bineînțeles că și vizitatorii vor găsi un alt mediu acolo, eu știu, propice unui muzeu. Deci de la amenajarea curții interioare până la amenajarea interiorului, clădirea exteriorului și așa mai departe. Pentru o perioadă de timp când se va lucra la interiorul clădirii, obiectele de patrimoniu ar putea fi retrase la Buzău. Anual, Muzeul Chihlimbarului este vizitat de cel puțin 7-8 mii de turiști români și de peste hotare.